care e motivul pentru care un domn, doamnă, tânăr se face barman, devine barman, vrea să se facă barman? Și după ce ne-am hotărât din ce motiv ne-am hotărât noi, ne trezim că urmează să lucrăm în bar. Te gândești că zboară sticlele? Bun, dar până să zboare sticlele, vă uitați tot timpul la lucrurile cu care sunteți obișnuiți, dar apoi vă uitați și la bar. Tot timpul barul a fost o atracție. La noi, la barman, ce se întâmplă? Fii atent. Ia o sticlă din aia și o sticlă din aia și o sticlă din aia, pune niște gheață, pune niște din aia, pune niște din aia, face ceva frumos de cele mai multe ori și o dă, își vinde ideea. Nu ai putea spune că este imaginea universală cu care toată lumea asociază ideea de barman. Este un exemplar. Ce se întâmplă acum este o scenă din ce se întâmplă de obicei în cursurile noastre. Mare grijă! Stop! De la mijloc. De ce facem chestia asta? Și umplem paharul. Ați bea așa ceva? Aș bea așa ceva, da? Puteți să vă faceți lucrurile astea acasă. Imaginează să-ți pregătești o cină, ok? Și să faci o carafă de chestie din asta. Toată lumea caută scăparea asta din monoton în alte lucruri monotone. Pentru că făcând lucruri deosebite, te simți deosebit. Făcând aceeași chestie, e monoton, e plictisitor și viața voastră nu e când nimic deosebit de altora. Foarte tare chestia asta. Și apoi agităm. Mai trebuie decorat, nu? Feliile mai generoase. Și le punem în pahar. În același loc. Ai bea așa ceva? Da. Trebuie să-mi de gust. E bun. Ai mai făcut vreodată chestia asta? Niciodată. Dacă voi nu arătați oamenilor lucruri de genul ăsta, de unde să știe?